cât eu și consiliul local, cât și colegii la primărie, n-am făcut niciodată altceva decât am luat un buget ca să fie viabil pentru polul civic. Am făcut tot ce înseamnă servicii, tot ce înseamnă lucrări civice, tot ce înseamnă grija personalului civic. Nu mă simt deloc vinovat și nu consider că din cauza noastră s-a întâmplat ceea ce se întâmplă cu polul civic. Am avut atâtea controle, avem de recuperat zeci de miliarde, spun eu, din care nu avem niciun vinovat. Toți dăm din nume, toți nu știm cine le-a făcut, nu știu cine a fost ciocanul, care a făcut ciocane falsă. M-a săturat de poliție, m-a săturat de presiuni, m-a săturat de modul de administrare. De aceea mi-am dorit să primim înființarea acestei legii, să facem oarecum o schimbare benefică, dacă putem să spunem. Și mai mult, dacă Consiliul Local înființează și desființează servicii, atunci să aibă posibilitatea ca în momentul în care un șef de ocol nu își face treaba să poate fi schimbat cu altcineva. N-aveam voie să mă ating de un silvicultor și o spun asta în cunoștință de cauză, pentru că trebuia un regulament foarte bine impus, sau ceea ce era făcut din 2002 cu regulamentul de funcționare a ocolului civic, prin care n-avem voie să-l ating cu o frunză, n-avem voie să spun ceva, n-avem voie să spun că a greșit pentru că eram eu cel rău. Nu se poate așa ceva, n-am făcut altceva decât consider că am citit ca un prost și am făcut ca lucrurile să meargă bine. Nu vreau decât în momentul în care se va decide dacă o să fie domnul Mihai Pop, o să fie șef de ocol, toată stima pentru fiecare să faceți echipă, dacă pot să mai spun echipă, la polul civic, pentru că nimeni nu vă dă afară, nimeni nu v-a cerut un act de acuzare, o condamnare sau o sentință judecătorească, v-a cerut să lucrați și să vă faceți treaba. N-a cerut altceva decât să colaborați și să faceți ceea ce trebuie să facem pentru comună. Cum consider că ne facem, cei de la primărie, cât suntem o mână de oameni, ne facem treaba, nu consider că la această dată sunt persoane care, și am menționat-o și în presă, care nu-i vezi cu lunile la ocolul civic, care nu-i vezi la marcat. Ieri am avut o discuție și o spun public cu domnul Tomologa Dumitru, brigadierul, care mi-a spus, nu mai pot, deci care să plimbă, care muncește ca prostul toată ziua, tot în noi să dă cu biciu. Unii plecat în Germania, 2-3, alții plecați în Spania, alții plecați, nu știu, unii alții la schi, alții la, nu știu, nu poate spune nimeni că fiecare are un drept de lucrare, avem un drept la concediu, avem un drept așa. Dar deja e prea multă sfidare și prea multă bătaie de joc de oamenii din comună, nu de mine, de oamenii din comună. Și de asta noi nu ne dorim altceva, cel puțin eu personal, n-am nimica cu domnul Țacăr, am colaborat și vreau să colaborăm în continuare, dar în maniera asta în care v-au protejat, că nu a făcut altceva, pentru că votul care s-a dat astăzi nu s-a dat din cauza domnului Țacăr, s-a dat din cauza neglijenței domnului Țacăr față de personalul de acolo. Deci nu-i votul lui domnul Țacăr, e votul celorlalți persoane, și o spun cu deschis și mă bucur că ești presa de față, deci nu-i votul care s-a dat pentru domnul Țacăr. Pentru că e un om onest care și-a făcut de multe ori treaba, deci s-a dat pentru bunătatea lui de a vă proteja pe dumneavoastră, stimați sindicul domnului.